Se zice că atunci când stai degeaba, te plictisești. Și ca să nu te plictisești, ne-au venit niște idei crețe. Cum ar fi niște difuzoare din audio, cu niște inele adaptoare, frumușele și frumoase, să încercăm să le punem pe scodă, pe spate, amplificate, și să ascultăm efectele acestor difuzoare pe o Skoda Octavia 2, care nu a ieșit cu așa ceva, a ieșit cu sound system, are alte tipuri de difuzare pe spate, acestea sunt de vreo 18 cm în diagonală, dacă nu mă înșel, și sunt dedicate mid-bass. Să le montăm și să le auzim, să vedem ce efecte avem, plăcute sau neplăcute. Băi, deștept, nu mi-am luat trepiedul, așa că filmarea asta o să fie puțin cam ciudată. Fața de ușă, spate, Skoda Octavia 2, o dăm jos, ne uităm ce avem în spatele ei, pentru că fața am insonorizat-o, spatele nu l-am insonorizat, ci ar fi un lucru bun să facem chestia asta și la ușile spate. Pe lângă toate astea, avem și o broască care nu funcționează, așa că o să o readuc și pe aia la viață. Și să montăm din audio, difuzoarele din audio jos, cu toate că gaura noastră în fața de ușă este pentru 16,5 acilișa, vom vedea cum se comportă difuzorul în acest loc. Nu am testat, nu am idee, voi fi probabil la fel de surprins ca voi. Pentru a da fața de ușă jos avem nevoie de o bucată de torx de 30, un torx de 20 pentru un șurub aici, pe care l-am scos, torx 30 și foarte multă forță pentru a scoate fața de ușă. Și cel mai important lucru să nu uităm întotdeauna la Octavia 2 când se lucrează la fețele de uși, e bine să aveți o cutie de genul, să se vadă și seria, așa, clipsuri pentru fața de ușă, pentru că sigur le vom rupe. După cum se observă, e cam subțire cutiuța, s-a mai folosit din ele. Ale naibii, dacă vor vreuna să iasă întreagă. Bun, să dăm fața de ușă jos. Operație reușită, pacientul decedat. Clipsuri. Unul s-a rupt, două. Avem două rupte. Fața de ușă interioară. Aparent avem șuroabe, ceea ce înseamnă că a mai fost umblat pe aici și nu de către eu. Un clip s-a rămas pe poziție. Una bucată țigănie de difuzor. Așa. Și cam atât. O bucată foarte mare de tablă. Continuăm. Să vedem dacă reușim să punem difuzorul de 18 acolo. Și să stea și bine și să se audă și bine. Da, am pornit de la ideea că le montez pe spate și au ajuns montate pe față. De ce? Am stat eu și m-am gândit mai bine, așa ar fi mult mai frumos să avem niște mai mult mid-bass pe față decât edge-urile de 20 pe care le-am avut înainte. Așa că acum vom avea mid-bass-ul pe uși, nu vom mai avea medii. Avem mediile pe stâlpi și cu tweeterele. Le voi modifica și pe acelea și de ce spun lucrul ăsta o să vă explic puțin mai încolo. Momentan am ales să fac chestia asta pentru că altceva n-a fost, atât s-a putut. Pentru moment ideea este destul de bună, o să mai avem de insonorizat marginea asta, să întărim un pic aici cu toate că e destul de tare, dar nu strică câteva foi de insonorizant pește. Și tot ce am făcut amalgamul ăsta aici îl ține destul de bine pe difuzor și mid-bass-ul este chiar foarte plăcut, surprinzător de plăcut. Partea de subwoofer va trebui să o mai scad un pic pentru că înainte compensam
cu subwooferul, dar va trebui pe acela să las mai jos un pic și să las mai mult partea de uși, să stabilizez mid-bass-ul față-spate, bass-ul spate, mid-bass-ul față, să încerc într-un fel să găsesc un numitor comun. Să montăm tancul de față de ușă înapoi. Fața de ușă e și asta făcută tank. Skoda VRS, o gălăgie de cai, doar că e îngreunată de o grămadă de insonorizant. Bun, să asambalăm înapoi. Bun, păreri finale, după ce a fost montat, după ce au fost montate difuzoarele, s-a umplut lumea de bas, ca să zic așa, sunetul a devenit mult mai complet, nu știu ce naiba am avut eu în cap să pun edge-urile alea atunci pe uși, dar am făcut o mare greșeală pe care am corectat-o cu din audio, cu difuzoarele astea. Au schimbat complet partea de sunet, am descoperit că aveam și o polaritate greșită la un difuzor, cum s-a întâmplat, nu știm. S-a rezolvat, s-a mutat scena unde trebuie pe bord, s-a rezolvat tot, am făcut și reglajele la bas. Momentan este o incintă cu un DD, de care vom scăpa în curând. Să vă arăt o mică chestie, pentru că urmează pe viitor incinta. Acesta este DD-ul, care ocupă foarte mult din portbagaj, și vom înlocui DD-ul cu un hibrid audio. Va sta în colț aici, vom face incinta din fibră, ne vom ocupa în următorul episod, vom începe și vă voi arăta cum voi face incinta, va fi piatră. Și vom scăpa de acest tub de bas și vom face totul frumos în portbagaj, să fie liniște, să fie pace, să fie armonie și probabil pe viitor și un cărucior. Nu de invalizi. Bun! Cam asta a fost pentru episodul ăsta. Totul este bine și frumos acum. Apropo, DD-ul ăsta 250W RMS și mișcă de toți banii. Îmi place de el. Începem distracțiunea cu portbagajul, ne apucăm să izolăm toată partea, toată laterala stângă cu bandă frumoasă de hârtie. Îmbrăcăm totul frumos, după care ne apucăm cu fibră să luăm mulajul, îl lăsăm să se întărească, o să dureze ceva că e cald afară, și după aceea îl scoatem și ne apucăm să întărim. Scopul este undeva la 1,5 cm grosime, o să fie cu rășină, cu kit, cu fibră bună, etc., etc. O să vă arăt câteva lucruri pentru a face o incintă din fibră și adăuga câteva lucruri în acea fibră ca să devină cât mai tare, inclusiv nisip, se poate. Și să iasă incinta cât mai solidă. Va fi o incintă sealed, va fi un difuzor de la Hybrid Audio și 250W RMS ar fi suficienți pentru ceea ce trebuie pentru un sistem SQ. Să ne apucăm să izolăm. Și acum, după ce ne-am transformat laterala într-o mumie, suntem siguri că am închis absolut toate locurile pe unde vom turna fibra. Dacă avem ceva nelămuriri, vom mai adăuga câteva bucățele de scotch, de hârtie, pe unde ar mai trebui. În principiu, cam asta ar fi. Formatul va fi destul de fin pe marginea lui, undeva până aici, până în partea asta. O să începem prin punerea fibrei. Bucățele mici, să încercăm să luăm toate formele, toate colțulețele, toate zonele, și să încercăm să batem fibra, expresie cam ciudată, să bați fibra, iei fibra la bătaie, cu toate că nu ai nimic cu ea,
să întindem fibra atât cât se poate de bine și fără bule de aer. O să folosesc o rolă de burețel. După ce am terminat de pus fibra și rășina peste, voi încerca să întind totul frumos ca să scot toate bulele. Să trecem la partea următoare. Începem prima și prima oară cu fibra. O să ne tăiem bucățelele frumușel de fibră în dimensiuni micuțe pentru a putea să le așezăm ușurel pe poziție. Vom lua mulajul pentru prima și prima oară al locașului pe care l-am făcut în garaj. Îl vom lăsa să se întărească, nu vom folosi foarte mult întăritor, dar vom folosi câteva bucățele de fibră pentru a crea structura de rezistență, pentru că atunci, după ce se întărește, îl vom da jos și vom începe să întărim cu adevărat toată incinta. Să începem să tăiem bucățelele micuțe de fibră, ni le pregătim frumos într-o cutie, ne facem amestecul, cocktailul șmecheraș pentru început va fi decât rășină și întăritorul și vom începe să creăm structura exterioară a incintei. Ne-am pregătit lichidul magic, ne-am pregătit fibra, bucățelele de fibră, pensula și acum, cum de curând a fost ziua lui Brâncuș, facem și noi cum a făcut Brâncuș și începem să construim, să sculptăm fibră. Pentru pregătirea fibrei nu este o regulă anume la combinarea rășinei cu întăritorului, cu întăritorul de, cer scuze, de la gaze. Ideea este că am luat un pahar de 250 de ml de rășină. Eu de obicei pun cam un sfert de dop de întăritor. Și, mă rog, în perioada asta este și cam fric, durează ceva mai mult până se întărește rășina. Așa că aș avea nevoie peste noapte să se întărească. Cam asta este regula și se amestecă după aceea destul de bine. Ca atunci când amesteci zahărul în cafea. Ca o altă regulă, încercați de la început să lucrați curat, pentru că lucrul cu fibra poate fi destul de murdar. Puteți picura peste tot, se șterge foarte greu, iar dacă lăsați să se întărească, mai iese decât cu foarfeca. Și ca idee, am început deja un pic în porțiunea asta de jos. Ca idee, se ia cu pensula, încerc să fac asta cu o mână și cu o mână să și filmez. Întindem puțină rășină pe scoci, nu foarte multă, cât să aibă aderență fibra. Se ia o bucățică de fibră, efectiv de fibră, și se poziționează cât mai uniform. Iar apoi se înmoaie pensula în rășină și se bate, că de-aia se zice de bătut fibră, se presează ușor fibra până o înmuiem considerabil cu rășină, după care va lua și forma dorită. Încercați să faceți acest lucru fără foarte multă rășină, aplicați de mai multe ori dacă este nevoie, ca să iasă cât mai uniform, cât mai curat. Ideea este că trebuie să dispară albeața fibrei și să preia culoarea rășinei, să nu se vadă bule de aer și să fie cât mai uniform întinsă. Nu încercați să ziceți că retușați mai târziu, pentru că nu aveți idee cât de tare se va întări rășina după ce este gata totul. Nasol și spațiul. Că este destul de strâmt. Bun, cam așa se lucrează cu fibră. Nu este inginerie, doar că trebuie foarte multă răbdare și răbdare. Mai multă răbdare. Nu ai nevoie de cine știe ce cunoștințe. Bun, cam asta este ideea. Eu îmi voi vedea mai departe de treabă. O să vă arăt după ce este gata în principiu scheletul. Și acum, după o durere îngrozitoare de mijloc și câteva ore mai târziu, am terminat de făcut scheletul. Am reușit să punem fibra de jur împrejur,
Am mai pus încă un rând de fibră ca să creăm un cadru de rezistență, pentru că atunci când o scoatem afară să nu se rupă tot. Și acum să lăsăm să se usuce. Ca niște sfaturi, întotdeauna când veți lucra cu fibră, încercați să lucrați într-un spațiu ventilat, pentru că gazele emanate de către reacția chimică dintre rășină și întăritor sunt dăunătoare organismului, iar cei cu anumite probleme astmatice nu vor reacționa prea ok. Deci întotdeauna să lucrați cu rășina într-un spațiu bine ventilat. Bun. Cam asta este partea asta acum cu scheletul nostru. Îl lăsăm să se întărească. Încercăm să filmăm așa un pic să vedeți cam despre ce este vorba. Cât de bine se poate. Nu este supra-saturat, este arhi-suficient, nu trebuie să puneți foarte mult. Doar îndeajuns cât să îmbibați cum trebuie fibra, iar apoi să lăsați să se întărească cât este nevoie. Să-l vedem acum când este gata. Haideți să vedem dacă iese incinta. S-a întărit. Îl dăm pe scotch la o parte. Cam călduț în hală. Cristi, bagă muzica de lift. One eternity later. După multe încercări și cu ajutorul a trei persoane, am reușit să scoatem incinta. Este întreagă. Avem scheletul făcut. Un sfat prietenesc, nu vă cumpărați scoci scump de hârtie. Luați ieftin, pentru că o să vă chinuiți să o scoateți de pe poziție când chiar își face treaba. Și asta este dovada. Ne continuăm aventura. Începem să întărim scheletul. Momentan este destul de transparent, destul de subțirel, dar totuși destul de rezistent. După ce l-am lăsat să se întărească cam 24 de ore, începem să adăugăm straturi cam peste tot, pe unde putem, pe unde vedem, și începem treptat să creștem grosimea lui. Ideea este nu lăsați-l să se întărească. Pentru că dacă încă este moale și mai adăugați rășină, se va înmuia înapoi și veți pierde toată forma care v-ați chinuit să obțineți când ați construit incinta. Așa că acum începem să adăugăm straturi ușurel. Momentan încă vreo 2-3 straturi de fibră simplă cu rășină normală, după care vom pune încă vreo 2-3 straturi de fibră cu amestecătura de rășină, chitauto și probabil și nisip sau rumeguș. Mă voi gândi să văd exact ce și cum. Ideea este, trebuie să iasă piatră.